Procuratura Anticorupție anunță că președintele Curții Supreme de Justiție, Ion Druță, a fost reținut în urma audierii acestuia. În temeiul depistării, în cadrul perchizițiilor biroului și domiciliului acestuia, a obiectelor de natură se confirmă bănuială rezonabilă privind comiterea faptei de îmbogățire ilicită. Totodată, măsura de reținere a bănuitului se impune ținând cont de faptul că acesta, profitând de statutul său, ar putea influența alte persoane care urmează a fi audiate în cadrul urmăririi penale. Precizăm că, deși judecătorul Ion Druță și-a depus demisia din funcție de președinte a Curții Supreme de Justiție, aceasta încă nu i-a fost acceptată de către Consiliul Superior al Magistraturii.